Universitatea din Petroșani aproape și-a completat locurile. Mai sunt specializări la care absolvenții de liceu ori de facultate care optează pentru master încă își depun dosarele. Tocmai de aceea, perioada de înscrieri va fi devansată cu câteva zile. Într-adevăr, avem până în 18 septembrie perioada de înscriere la admitere. Am păstrat 18 înscriere pentru master, pentru că ei, în data de 19, au un coloviu. Prin care uh, îi uh, departajăm în afară de mediile de la uh, licență, iar pentru ceilalți uh, studenți de la licență și pentru cei de la colegiu uh, non-universitar, am prelungit până în 21 această înscriere la admitere, tocmai în ideea ca celor care se gândesc pe ultima sută de metri să poată veni să se înscrie. Locurile bugetate sunt deja ocupate și studenții trebuie doar să confirme locurile în timp ce cei care vor să vină să se înscrie până pe 21 septembrie o mai pot face. Asta pentru că deja sunt și foarte mulți studenți din zona Africii mai ales. Acum, chiar au venit să le eliberăm diplomele de licență studenților din Turkmenistan care vor veni la master, și acum vom continua cu uh, obținerea aprobărilor pentru studenții care au solicitat să înceapă cu anul pregătitor și anul de la licență, care sunt în general din Africa, Burkina Faso, Congo, Algeria, Maroc. Așteptăm în aceste zile, ni s-a promis că ne trimit echivalarea dosarelor și posibilitatea de a înscrie la anul pregătitor. Cum câți vor să vină? Ne Am făcut solicitare 17 la licență și vreo 5 au făcut solicitarea pentru master, care vin toți pe propriu valutar. Nu lipsesc nici studenții din Republica Moldova, iar numărul lor este tot mai mare de la an la an. 61 de studenți basarabeni la licență au confirmat în prima sesiune, la master 30 și până în prezent sunt iarăși 27 de studenți înscriși. Să vedem câți vor rămâne după ce se încheie admiterea la licență. Universitatea din Petroșani are trei facultăți, de mine, cu discipline de studiu ce nu țin doar de exploatările de huilă, dar foarte căutate pe piața muncii, de inginerie electrică și științe economice. Școala Superioară de la Petroșani acordă circa 450 de burse de studiu pentru performanță și merit, circa 150 de burse pentru studenții basarabeni de origine română și circa 400 de burse sociale sau de ajutor ocazional, având valori cuprinse între 500 80-1200 de lei. Anual, circa 70 de studenți ai Universității din Petroșani beneficiază de mobilitate de studiu sau de stagiu de practică cu finanțare europeană, în țări ale Uniunii Europene, prin programul Erasmus+.